Când am început slujba de căsătorie în urmă cu un ceas și ceva, am provocat mirile și mireasa să fie atenți la citirea cuvântului lui Dumnezeu din Scriptură. Și au fost atenți. Și au fost atenți și la predicarea cuvântului și mă rog Domnul să-i binecuvinteze. N-am făcut această provocare pentru că mă gândeam că nu o să fie atenți ci pentru că am vrut să subliniez importanța cuvântului pe care îl citim din Cartea Sfântă. Nu știu dacă dumneavoastră v-a spus vreodată întrebarea de ce Biblie în ziua căsătoriei. Sunt atâtea cărți de consiliere. Oameni de specialitate care spun părerile cum ar trebui să fie viața de familie cum să se poarte soțul, cum să se poarte soția. De ce Biblie? Deci mei, cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este un absolut. Nu se schimbă odată cu trecerea timpului. Nu devine perimată, nu este ceva învechit. Chiar dacă filozofiile se schimbă, părerile oamenilor de știință se schimbă, Concepțiile despre lume și viață se schimbă. Ce spune Biblia este da și amin în toate vremurile. De aceea deschidem Cartea Sfântă. Cuvântul acesta ne ajută. Ne ajută să știm cine este Dumnezeu. Ne ajută să știm cine suntem noi. Ne ajută să cunoaștem originea căsătoriei. Dar știți ce ne ajută poate dincolo de toate acestea? să facem deosebirea dintre bine și rău. Altfel, cum am putea face deosebirea între bine și rău? O studentă suedeză de vreo 26 de ani a fost chestionată cu privire la concepția ei despre lume și viață. Una dintre întrebările acestui chestionar era următoarea. Crezi tu în Dumnezeu sau în vreo religie? Și răspunsul ei a fost categoric nu. Oamenii înapoiați cred în Dumnezeu. Și atunci s-a pus următoarea întrebare. Bine, dacă nu crezi în Dumnezeu, după ce sistem, cum faci deosebirea între bine și rău în viață? Să faci alegerile. Și a spus ea foarte simplu. Inima îmi spune ce e bine și ce e rău. Dar imaginați-vă că într-o zi inima ta mare îi spune asta e bine. Și inima lui vlăduț îi spune cealaltă e bine. Vă întreb, pot doi oameni să meargă împreună în felul acesta când inima unuia spune asta e bună, cealalt, inima celuilalt spune cealaltă e bună? Se poate? Sau trebuie să existe un sistem comun de valori la care să ne ducem cu inima noastră? Și să ne uităm în Sfânta Scriptură, în acest sistem comun de valori, să zicem, așa spune Dumnezeu. Asta este bine. Din cauza asta deschidem Sfânta Scriptură. Vlădut și Tamara, și noi toți care suntem în locul acesta, să avem un sistem comun după care să spunem, asta e bine și cealaltă este rea. Din cartea aceasta, dragii mei, care este absolutul lui Dumnezeu, am citit în această dimineață un fragment dintr-o învățătură. Spune Sfânta Scriptură la începutul capitolului 31 așa. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care o dădea mama sa. Unde mai la începutul cărții sunt învățături pe care le dădea tată său. Aici învățătura pe care o dădea mama sa. Și uitați-vă, mama sa vine și spune, uite, cam așa ar fi bine să te însori. Vlăduț, nu știu dacă mama ta rodica. Asta de cu tine să-ți spună, uite, cam așa ar fi mine să te însori. Și atunci când mama s-a dat învățăturile astea, mama din scriptură, poate și mama rodica. Când mama s-a dat învățăturile acestea, a zis, uite, Lemuele, cam astea calitățile care ar trebui să le aibă nevastă Adică să fie o femeie de caracter, să se teamă de Dumnezeu, să aibă minte, să fie înțeleaptă, să fie o femeie de casă, să fie gospodină și multe alte lucruri. Adică, dragii mei, cu alte cuvinte, aceea cu care tu te vei căsători trebuie să fie o femeie excelentă, care să însumeze calitățile astea. Excelența este un calificativ care se dă cuiva, dragii mei, sau la ceva care însumează mai multe calități. Cineva spunea despre nevastă lui cam așa. Înainte de a se întoarce la Domnul, nevastă mai era o femeie bună. După ce s-a întors la Dumnezeu, nevastă mea valorează greutatea ei în diamante. Frumos, nu? Sună bine. Ei spunea mama asta către, către fiul ei, Iar femeia asta excelentă, este mai de preț decât mărgăritarele. Vlad, mă rog, domnule, să ai parte în viața ta de familie de o soție excelentă. Tamara, tu să ai parte de un soț excelent. Pentru că vreau să vorbesc în această dimineață, dragii mei, câteva minute despre excelența, excelența în viața de familie. Ea este de neapărată trebuință. Nu, să nu credeți cumva, dragii mei, că oamenii n-au defecte. Soții n-au defecte sau soțiile n-au defecte. Dar dincolo de defectele acestea trebuie să fie totuși excelența, o sumă de calități. Familia aceea este binecuvântată. Excelența în familie contribuie, în primul rând, la binele celuilalt. Sau la binele familiei. Mi-am zis, e ușor de spus, contribuie la bine, dar ce o fi însemnând bine? Binele. Poate că așa o defini definiție foarte simplistă ar fi asta, înseamnă ceva util, ceva favorabil făcut cuiva. Dar aduceți-vă aminte că unul dintre evangeliști spune că atunci când tânărul bogat a venit la Domnul Isus Hristos, i-a pus întrebarea așa, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul a întrebat, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur Înseamnă că până la urmă binele, dincolo de definițiile noastre foarte simpliste, binele este ceva dumnezeesc. De la Dumnezeu vine, nu? Când ai făcut un bine celui de lângă tine și pentru că vorbim de familie celui din casa ta, din familia ta, ai făcut ceva dumnezeiesc. Într-o lume a răutăților, nu? nu e așa? Ceva dumnezeiesc. Oare ce se poate face bine dumnezeiesc într-o familie? Spune Sfânta Scriptură aici, îi spune mama feciorului, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Nu doar într-o zi, nu doar în ziua anunții. Am fost ieri după masă la o nuntă undeva într-un alt oraș și mi-a să am început să lăcrimeze și el repede a sărit și a luat de pe masă un șervețel să-i dea să se șteargă la ochi. I-a făcut un bine. Și în ziua anunții, fiecare mirei, gata să facă tot binele de sub soare. ea face bine în toate zilele. Pentru că binele ăsta, dragii mei, pornește dintr-o dorință de bine din interior. Niciodată o, o soție cu minte, o soție care se teme de Domnul, nu-i gândește rău soțului ei. Nu-i dorește rău. Mă auziți? Niciodată, chiar și în momentele în care lucrurile nu merg ca în ziua anunții, nu sunt în acord cu toate lucrurile. Nici măcar în ziua aceea, poate cea mai neagră din familie, nici măcar în ziua aceea, o soție cu minte nu dorește răul soțului. Nici soțul nu dorește răul soției. Undeva înăuntru, acolo în inimă, nu dorește răul. Îi vrea binele. Știți istoria Abigailei, nu? E femeia asta, dragii mei, era o femeie cu minte și o temătoare de Dumnezeu. N-avea un soț pe măsura ei. Avea un soț. Dar cu toate acestea, ființa asta, femeia asta, soția asta n-a dorit niciodată răul soțului ei. Mă înțelegeți? I-a dorit binele. Și a făcut tot ce a stat în putință să-i facă binele. A face bine pornește de undeva din interior, din dorințe de bine. A face bine înseamnă, uneori în viață, și mă folosesc de textul din această dimineață, înseamnă în viața de familie să preiei responsabilități. Uitați-vă, dumneavoastră, dacă citiți cu atenție sau recitiți cu atenție cuvântul din această dimineață, veți descoperi că femeia asta este în toate părțile. face cămăși, le vinde. Se duce de departe să-și aducă pâinea, cumpără un ogor, stă la muncă până noaptea târziu. făți mei, impresia pe care o avem este că această femeie și comandă și execută. Doar undeva este un verset care zice, mai dă de lucru slujnicelor sale dar până la urmă ea se uită ce trebuie și ea face. Dar unde e bărbatul ei? Adică e datoria ei se meargă să se uite cât valorează pământul ăsta și să zică, uite, cumpăr pământul ăsta. E datoria ei? Să meargă de departe să-și să aducă pâinea cinește de unde. Să facă negustorie. E de datoria ei, frații mei. Unde e bărbatul ăsta? Bărbatul ăsta era implicat undeva, zice Biblia aici, șade la poartă cu bătrânii țării. Nu în sensul că stă la taifas sau joacă remi în parc. La poarta cetății se luau hotărârile pentru cetate. Bătrânii țării erau acolo și analizau situația și luau decizii. Și omul ăsta era implicat acolo, dragii mei. Și în timpul ăsta acasă cineva trebuia să preia responsabilități. Și femeia asta, excelentă, face bine pentru că preia responsabilități. E nevoie de așa ceva sau nu e nevoie, frații mei? Sigur că e nevoie. Administrative, decizionale, spirituale altădată. Și vă spuneam despre soția lui Moise, care a văzut într-o zi că bărbatul ei care era implicat în lucrarea lui Dumnezeu era în pericol să fie omorât de Dumnezeu că și-a neglijat partea spirituală din familie. A preluat responsabilitatea și a tăiat împrejur copiii. Trebuia soțul să o facă. Dar era implicat în altă parte. Și poate că a neglijat. A preluat responsabilități. Înseamnă a face bine. A face bine înseamnă, dragii mei, să știi să vorbești cu înțelepciune. Prin vorbire dărâmi sau prin vorbire ridici. Știți asta? Ei ce spune aici mamă sa către, către feciorul ăsta, femeia asta excelentă, deschide gura cu înțelepciune. Adică ce? Face filozofie? A vorbi cu înțelepciune în viața de familie înseamnă a folosi cuvinte alese. Alese. Spuneți-mi, dumneavoastră, care dintre dumneavoastră, la supărare, să nu spun altceva, mai aveți stăpânirea de sine să vă alegeți cuvintele sau le dați drumul? Spuneți-mi. Și când le dați drumul, știți de unde vin cuvintele acelea? Din firea pământească. Din temperamentul pe care îl ai. Nu din înțelepciune. Când faci bine în casă, vorbind cu înțelepciune, înseamnă că vorbești cu cuvinte alese. Stai să-ți alegi cuvintele. Cuvântul ăsta dărâmă sau ridică. Cuvântul ăsta ce produce? Și îți alegi cuvintele. Chiar dacă ți-ar veni să zici altceva. Vorbești cuvinte încurajatoare. Am citit despre cineva care, mi se pare că era vorba despre Jonathan Edwards, nu vreau să greșesc, a venit acasă într-o zi foarte abătut fusese concediat din slujba pe care o făcea. Și a venit acasă. I se legase inima de slujbă, acum era pus pe liber. Și l-a văzut nevastă sa. Și nevastă a zis cam așa către el. N-ai zis tu de multă vreme că ai nevoie de timp liber să încep să scrii. Uite acum ai timp liber. Mă duc în cameră să-ți fac focul în camera ta, Îți pregătesc instrumentele de scris și hârtie și apucă-te de scris. Și omul ăsta, ascultați sfatul soției, s-a dus și a apucat de scris. Și a scris o carte care l-a făcut celebru. Putea să înceapă femeia asta să se voi crească lângă el. Să îi reproșeze cine știe ce, n-ai fost competent, n-ai corespuns, te-au dat afară pentru că n-ai mai fost bun. Nu, femeia asta și ales cuvintele. Femeia asta știu ce zice. Să încurajeze, să ridice, dragii mei. Să motiveze pentru acțiune care pe viitor are rezultate excelente. E femeie excelentă. Excelența în familie contribuie la binele celuilalt sau la binele familiei. În al doilea rând, excelența în familie generează un sentiment de încredere unul în celălalt. Vreau să vă spun că orice tip de relație, legătură, se bazează pe încredere. Prietenia cere încredere. Colegialitatea, dacă vreți, cere încredere. Relația cu Dumnezeu cere încredere. N-ai cum să spui că ești într-o relație cu Dumnezeu, dar nu te încrezi în Dumnezeu. Nu se poate. Când ești în relație cu Dumnezeu, te încrezi în Dumnezeu. E credibil Dumnezeu pentru tine. Să a citit aici, mi se pare, joi seara despre experiența pe care Apostolul Pavel a avut-o pe mare, când, era spre, când mergea spre Roma. A venit furtuna ceoană prasnică, corabia era în pericol, toți cei peste 200 de oameni din corabie erau în pericol. În situația aceasta, oamenii n-au mai mâncat vreo două săptămâni și la un moment dat, Pavel se ridică în picioare și zice fiți cu voie bună. În aceste condiții? Când suntem în pericol să ne pierdem viața? Să fim cu voie bună? Fiți cu voie bună! Un înger al Dumnezeului pe care îl slujesc a venit la mine astă noapte și mi-a spus așa nu va fi nicio pierdere decât a Corăbiei. S-a ridicat în picioare, luat pâinea și a început să frângă și să, mănâncă, să mănânce, zicând am încredere în Dumnezeu că va fi așa cum mi-a spus. Auziți? Am încredere în Dumnezeu că va fi așa cum mi-a spus. Și din cauza asta el a luat și a mâncat, a fost plin de veselie. Furtuna nu încetase încă, dragii mei. Valurile au amenințătoare, dar a spus, am încredere în Dumnezeu. Ei vreau să vă spun, dragii mei, în viața de familie, excelența generează un sentiment de încredere. Încredere înseamnă să te poți bizui pe cel de lângă tine. Tamara, să te poți bizui pe Vlad. Și Vlad, să te poți bizui pe Tamara. Dumneavoastră, soților să vă puteți bizui pe soții noastre. Și soții să vă puteți bizui pe soții noastre. Asta înseamnă încredere. Să te bizuiești că întotdeauna este de partea ta. Nu este adversarul tău nu este împotriva ta, este de partea ta, chiar și atunci când nu-i de acord cu tine. Mă înțelegeți? Sunteți aici familii căsătorite de mulți ani de zile. E adevărat că n-ați fost întotdeauna de acord unul cu celălalt, nu? E normal așa. Dar, dragii mei, chiar și când soțul nu-i de acord cu soția, trebuie să știe că e de partea ei. Chiar și atunci când soția nu e de acord cu soțul, trebuie să știe că e de partea lui. Nu s-a coalizat cu nu știu cine să fie împotrivă. Adică cu mama, cu tata, cu prietenii, cu diavolul. Știți că într-o zi, nu știu cât de conștient sau cât de inconștient, nevasta lui Iov s-a coalizat cu diavolul, știți? Și în loc să fie de partea lui, a fost împotriva lui. A zis, Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Era împotriva lui. Era coalizată cu diavolul. Pentru că diavolul a vrut să facă răul lui Iov, să facă, dragii mei, răul lui Dumnezeu, dacă pot spune așa. Era împotriva lui Dumnezeu. Ei, încrederea în familie înseamnă să te bizuiești că este de partea ta. Încrederea în familie înseamnă să te bizuiești pe faptul că niciodată, Vlad, ascultă-mă, nu vei găsi indiferență. Nu-mi pasă. Ce înseamnă o familie în care soțul sau soțiar zice despre celălalt nu-mi pasă? Ar fi indiferentă. Nu mă interesează. E treaba ta. Din momentul în care doi se căsătoresc, nu mai este treaba lui sau treaba ei. Este a am în Nu poți, în familie, să-ți manifesti indiferența față de celălalt. Vă spuneam despre Abigail mai înainte, dragii mei. N-a putut sta indiferent. N-a putut să-și vadă de treaba ei acasă, în gospodărie. Când știa că undeva pe munte soțul este în pericol de moarte a te încrede, dragii mei, în cel de lângă tine, partenerul de viață pe care ți l-a dat Dumnezeu, înseamnă să știi că niciodată El nu va fi indiferent față de tine. Totdeauna va fi interesat de tine. Și înseamnă a fi, a avea încredere, înseamnă să te poți deschide. Nu știu cât de deschis ai fost, Vlad, cu mama ta sau cu tatăl tău. Sau Tamara cu mama ta sau cu tatăl tău. Nu știu. Față de soțul tău, față de soția ta, trebuie să fie deschis. Să poți spune lucrurile cele mai intime, cele mai personale, fără teama că într-o zi vei fi trădat sau trădată. Adică ceea ce i-ai spus Va fi spus în altă parte. Vei auzi în altă parte. ți se va, ți se va reproșa din altă parte. În viața de familie, în credere, înseamnă să fii deschis de tot, fără ca să trăiești cu teama, cu teroarea asta, că mâine mama ei vine și îți reproșează. Sau tatăl lui, cine știe ce ți spune. Sau cine știe de la ce prieteni ai ei sau ale lui auzi i-ai spus și rămâne acolo. Marea problema lui Samson, dragii mei, este că a avut lângă el o mireasă, că era în nuntă. O mireasă în care nu putea avea încredere. Când i-a spus ceva, ființa asta s-a dus și a trădat. Așa spune Biblia. A trădat! Și a spus unde nu trebuia să spună. Și-a divulgat ce nu trebuia să divulge. Ei, dragii mei, femeia excelentă este cea care generează un sentiment de încredere. Și spune aici mama către, către omul acesta, inima ei, inima bărbatului se încrede în ea. Inima bărbatului se încrede în ea. Doamne, ajută să fie așa la voi în casă. În al rând, excelența în familie contribuie la reputația celuilalt. Reputație înseamnă părere publică, favorabilă sau nefavorabilă uneori, despre cineva, felul în care cineva este cunoscut. Ei, deci, noi avem impresia că fiecare ne construim reputația individual. Suntem oameni de treabă, așa ne cunosc oamenii. Suntem pleava societății, așa ne cunosc oamenii. E, nu chiar așa, dragii mei. Uneori, reputația noastră este construită sau distrusă de cel de lângă noi. Și poate nici nu ne dăm seama, dragii mei, ce importantă e reputația asta. William Shakespeare spunea într-o anumită ocazie cam așa. Reputația unui bărbat sau unei femei este piatra cea mai valoroasă a sufletului lor. Când cineva îmi fură o pungă, zicea el, îmi fură un fleac. Ceva, un nimic. A fost a mea, este a lui. Când cineva îmi șterpelește reputația, îmi răpește ceva ce pe el nu-l face mai bogat, dar pe mine mă sărăcește de tot. Ați văzut oameni care și-au pierdut reputația? Buna imagine? Sunt. Și-au pierdut-o poate din pricina faptelor, acțiunilor lor. Dar știți, dragii mei, că soția contribuie la buna reputația soțului? Știți asta? Spune Sfânta Scriptură, cei doi vor fi una. Nu mai este el cu reputația lui și ea cu reputația ei. Spune Sfânta Scriptură aici, bărbatul ei este bine văzut, are reputație. Când stă la porțile cetății sau la porțile țării, știți asta? De aceea spune Sfânta Scriptură, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Dar o femeie care îi face rușine este cum? E o expresie dură ca putregaiul în oase. Nevasta contribuie la reputația lui sau nevasta îi distruge imaginea? Ați văzut, s-ați auzit în societate oameni așa, bărbați care sunt căsătoriți și care sunt așa cum sunt. Mai lasă-mă să te las. Și zic oamenii, așa el, dar are o nevastă de milioane. Ați auzit? ceea ce îl mai reabilitează, cel mai ridică în ochii celorlalți, chiar dacă e așa, mai lasă-mă să te las, este care o nevastă de milioane. Contribuie la reputație. Nevasta este slava bărbatului. Spune în Corinten Apostolul Pavel. Îi accentuează reputația. O femeie excelentă. De aceea soția e atentă, soția trebuie să fie atentă cum vorbește, cum se poartă, cu cine se întovărășește, cum se îmbracă. Totul! Contribuie, dragii mei, la imaginea soțului. Și dacă un soț este bine văzut undeva, e bine văzut din cauza caracterului lui, a performanțelor pe care le are în societate, dar e bine văzut din cauza soției lui, Așa spune Biblia. Domnul să, fie, să facă așa să fie la voi. Și încă un gând, dragii mei, mă grebesc să spun încă un gând și apoi încheiem de la partea finală. În al patrulea rând, excelența în familie provoacă apreciere. În societatea în care noi trăim, dragii mei, ați observat că totul se plătește. Totul se plătește. Te duci la medicul de familie, orice serviciu medical se plătește. Dacă ai nevoie de o rețetă, trebuie să plătești uneori. Ai nevoie de o consultație, trebuie să plătești. Te duci să speli mașina, trebuie să plătești. Totul se plătește. Te duci la restaurant, îți pregătești mâncarea pe care o comanzi, plătești. Culmea! În familie, nu-ți plătești nevasta pentru că îți face mâncarea pe care tu ai comandat-o sau care, mă rog, ai poftit să o mănânci. Sau plătiți careva nevestelor că vă fac mâncare? În familie, dragii mei, soția nu plătește soțului că a fost două ceasuri la cumpărături cu ea. Și a pierdut două ceasuri. Nu plătește. Tipul acesta de relație în familie, dragii mei, nu reclamă să plătești ceea ce ți se face în familie. Dar în familie, ceea ce ți se face se răsplătește. Apostolul Pavel, dragii mei, scrie undeva, mi se pare, în 1, în 1 Timotei, pe la capitolul 5, despre copii. Copiii să răsplătească ostenerile părinților. Care copii din sala asta le-au plătit părinților că le-au cumpărat costum, că le-au cumpărat telefon, că le-au cumpărat computer, că le pun de mâncare la școală? Care le-ați plătit părinților? E o anormalitate să pretinzi așa ceva, nu? Părinții trebuie să agonisească pentru copii, spune Sfânta Scriptură. E principiul de bază a relației. Dar cu toate acestea, dragii mei, lucrul acesta place lui Dumnezeu. Copiii să răsplătească costurile la părinților. Și tot așa zice, zice, Biblia în textul care am citit în această dimineață, ascultați, despre bărbat. Răsplătiți-o pe ea, femeia excelentă. Răsplătiți-o cu rodul muncii Cum? Știți cum? Prin aprecieri. Spune Sfânta Scriptură aici, ei se scoală și aduce laude, zicând. O apreciază. Aprecierea, dragii mei, serioasă și nu făcută așa în glumă, cere să fii foarte atent. Nu cu ce nu face nevastăta. S-ar putea să nu facă multe lucruri, care și-a și limitele ei, ci cu ce face să fii atent. Să nu-ți scape nimic din ce face. Că și relația cu Dumnezeu asta mi se cere. Nu uita suflete niciuna din binefacerile Domnului. Și uităm cu grămada, de aceea nici nu mulțumim. Tot așa nu uita niciuna din binefacerile societale, Și uităm cu grămada și nici nu mulțumim sau apreciem. Aprecierea cere atenție dar cere, dragii mei, și evaluare corectă. În sensul că ceea ce face pentru tine nu e un fleac. Chiar dacă a spălat vasele, nu e un fleac. Chiar dacă ți-a făcut de mâncare, nu e un fleac. Ți-a călcat cam așa, nu e un fleac. Este ceva extraordinar de important. Așa trebuie să evaluezi. Nu Fleacuri, nu se ocupă soția cu fleacuri. Se ocupă cu lucruri importante. Și când te uiți la ce face și nu pierzi niciuna din lucrările pe care le face ea și le evaluezi așa, încep să le exprimi la adevărata valoare. Să rostești. Și bărbatul ăsta spune așa, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întești pe toate. O exprimare extraordinară. Mă opresc aici, și mă rog, Domnule, să vă binecuvinteze. Excelența să fie calificativul în familia voastră. Veți face bine unul celuilalt. Veți avea încredere. Vă veți construi reputația unul celuilalt. Veți ști să rostiți aprecieri. Și Dumnezeu din cer vă va binecuvânta. Amin.